Pentru tine, care este fotbalistul numărul 1 all time? Care e favoritul tău? Este dacă clar, ar fi să nominalizezi un singur, câștigarea așa. Campionatului mondial, din punctul meu de vedere, Messi, pentru că deși peste Maradona și peste Pele și peste toată lumea, din punctul tău de vedere. Noi n-am prins acea perioadă. E foarte subiectiv. Comparațiile astea, e foarte greu pentru că e o distanță alte de generații, ani, exact. Se juca altceva. Este o distanță foarte mare de ani, de perioade și se juca altceva atunci. Pele a fost primul fori clase, cum se spune, un jucător excepțional. Cei din generație de atunci care l-au prins și l-au văzut jucând, au rămas cu nostalgia. Pele a câștigat 3 titluri mondiale, exact. Fără să se facă analiza video când s-a făcut după anii 70 ceva, da? Deci noi trăim o altă totul perioadă. Era norm, era jucat cu un adversar care îl văzuse jucând la televizor, dar nu știu analiza jocului. Noi suntem contemporani cu Messi, l-am prins și pe Maradona un pic, chiar în 86, atunci când a câștigat campionatul mondial, am prins un pic și din jocul lui Maradona, într-adevăr extraordinar. Dar din punctul meu, acum cred că din punct de vedere al trofeelor, Messi a devenit cel mai mare jucător. Mai ales că noi, de vârsta noastră, generația noastră, l-am prins, l-am văzut jucând atâția ani, de la 18 ani, 19 ani, la nivel foarte mare, un fotbal alert, un fotbal intens, un fotbal cu o altă intensitate. Atunci era plăcerea de a juca fotbal, acum este mai mult industrie, fotbalul este mai mult, e cu totul altceva. Țin minte și domnul președinte, cu siguranță știe, erau stadioanele pline și în România înainte, se jucau cu plaje, se jucau, cred că 100.000 de oameni erau numai la noi în România pe Național Arena sau erau cum se numea, 23 august toate înainte. Toate cu plaje erau stadioanele pline, exact. Cu 3 ore n-aveau loc să arunci un act. N-aveau loc fotografii să stea, mai văd și eu niște imagini, adică da. Era o altă